Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre muntele Himalaya. Cuvântul Himalaya vine din sanscrită, unde Hima înseamnă zăpadă și Alaya loc sau locuință, deci în traducere liberă înseamnă locul zăpezii. Este cel mai înalt sistem muntos de pe pământ, situat în Asia Centrală, între câmpia Indo-Gangetică la sud și podișul Tibet la nord. Himalaya formează o barieră naturală, în special climatică, între deșerturile muntoase ale Asiei Centrale și zonele tropicale ale Asiei de Sud. Ei sunt munți de încrețire și s-a constatat că și în zilele noastre munții se ridică, cu toate că suferă o eroziune intensă. Sunt peste 10 vârfuri, cu înălțimi care depășesc 8.000 de metri. Vârful Everest este așadar cel mai înalt vârf din munții Himalaya și chiar din lume. Primul care a făcut măsurători exacte și a întocmit primele hărți ale Everestului a fost un general britanic din India, Sir George Everest, cel care în 1865 l-a numit Vârful 15. Ulterior, numele acestui vârf de munte a fost botezat după numele generalului. Munții Himalaya măsoară în lungime aproape 2600 de kilometri. Primele încercări de cucerire a Everestului au fost făcute în 1921, când membrii ai Clubului Alpin și ai Societății Regale de Geografie din Marea Britanie au reușit primele ascensiuni pe partea nordică a muntelui. Printre primii care au reușit să treacă de bariera celor 8.000 de metri a fost George Mallory, un mare alpinist britanic despre care nu se va ști niciodată dacă a ajuns sau nu în vârf. Pioletul său, un fel de mic târnăcop folosit de alpiniști pentru a se cățăra pe gheață, a fost descoperit la 8.500 de metri de un alt grup de alpiniști 9 ani mai târziu. Toate aceste tentative nu au făcut decât să deschidă drumul pentru expediția care avea să reușească pe 29 mai 1953, atingerea celui mai înalt vârf din lume. Până la sfârșitul anului 2001, 1491 de alpiniști urcaseră pe Everest, 560 dintre aceștia între 98 și 2001. De-a lungul timpului, 270 de oameni au murit pe Everest. Primul român care a atins vârful Everest a fost Teodor Tulpan, pe data de 22 mai 2003 la ora 8:10 dimineață, ora locală. Au urmat încă 3 colegi de-ai lui, tot români, Marius Gane, Lucian Bogdan și Gheorghe Dijmărescu. Ei au stat pe vârf cam 30 de minute la altitudinea de 8.848 de metri la temperatura de minus 40 de grade, în condițiile unui vânt de circa 100 de km pe oră. La întoarcere, Teodor Tulpan a zburat cu parapanta, stabilind un record, cel mai lung zbor de 30 de minute. Cele mai multe decese pe acest munte s-au petrecut în zona morții, undeva la peste 8.000 de metri altitudine. A primit această denumire din cauza nivelului foarte scăzut de oxigen, alpiniștii putând să urce doar cu butelii de oxigen. Cadavrele din zona morții rămân congelate pe veci. Prima femeie care a urcat pe Everest a fost japoneza Junko Tabei în 16 mai 1975. Într-o expediție din 25 mai 2001, primul lord din lume punea piciorul pe Everest. Șerpașul Kushang este singurul alpinist care a reușit să urce pe Everest pe toate cele patru trasee. Statisticile arată că la fiecare 100 de alpiniști care au reușit să ajungă pe Everest, 4 au murit. În 2005, un cuplu din Nepal s-a căsătorit pe vârful Everest, deci pe acoperișul lumii. Pe Everest, apa fierbe la 69 de grade și nu la 100 de grade, așa cum este normal. Acest lucru se întâmplă din cauza că presiunea aerului este mult mai mică. Oxigenul este de 3 ori mai mic decât la nivelul mării. În 1996, 16 persoane au murit în încercarea de a cuceri Everestul. A fost cel mai mare număr de decese înregistrate vreodată într-un an pe acest vârf. Cea mai tânără persoană care a urcat pe Everest a fost Jordan Romero, un băiat de 13 ani care a reușit această performanță în 22 mai 2010. Malavat Purma, din India, este o fată care la numai 13 ani și 11 luni a ajuns în vârful Everest în anul 2014. Principala cauză de deces pe Everest sunt avalanșele, iar a doua cauză o reprezintă căderea alpiniștilor în crevașe sau pe trasee. Pe parcursul traseului către vârful Everest există aproximativ 200 de alpiniști morți și congelați. Reinhold Messner a fost singurul care a reușit să urce singur pe Everest fără oxigen în anul 1980. Sherpașii Apa Sherpa și Purba Tashi dețin recordul pentru cele mai multe ascensiuni reușite pe Everest. Fiecare a urcat cu succes vârful de 21 de ori. Un studiu din 1994 a demonstrat că Everestul se înalță cu 4 mm pe an datorită activităților plăcilor terestre. În 1999, cercetătorii de la American Millennium Expedition au pus în funcțiune un satelit destinat să măsoare cu exactitate cu cât crește Everestul pe an.
Astfel au ajuns la concluzia că vârful himalaian a ajuns în prezent la 8850 de metri. Deși la nivel internațional se folosește Everest, tibetanii se referă la acest vârf încă din cele mai vechi timpuri prin denumirea de Chomolungna, care înseamnă zeița mama a tuturor munților. Nepalezii folosesc denumirea de Sagarmata, care înseamnă frunte în cer. O expediție pe Everest este foarte costisitoare. Toate dotările necesare depășesc 35.000 de dolari în cele mai ieftine cazuri. Fiecare alpinist trebuie să plătească 65.000 de dolari taxe pentru guvernul nepalez înainte de a urca pe munte. În plus, permisul pentru escaladarea muntelui costă aproximativ 10.000 de dolari. După un calcul simplu, un singur alpinist trebuie să cheltuie peste 110.000 de dolari pentru a escalada o singură dată Everestul. Chiar dacă muntele Everest nu poate fi scris în hindi și nu poate fi pronunțat de locuitorii Indiei, el rămâne numele oficial al celui mai înalt vârf de pe pământ. Există și un film apărut în 2015 și bazat pe o întâmplare reală, purtând numele de Everest. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share sau subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!